sunt Ziana Ștefan, am 28 de ani, cânt, am studiat jurnalist și am lucrat în radio. Mai am o soră și un frate. Părinții s-au despărțit când eram foarte mici, am crescut doar cu tata, vreo 10 ani de zile, după care tata s-a recăsătorit. Pe mama nu am văzut-o 20 de ani. Au fost câteva încercări de ale mamei de a ne contacta, dar cumva, nu știu noi, pentru noi era o persoană foarte străină și cred că am respins foarte tare ideea asta de a intra în contact cu ea și atunci nu s-a întâmplat. Faptul că nu am avut-o pe mama lângă mine s-a simțit foarte mult pe partea afectivă. Muzica populară pentru mine cred că e lucru care mi-a oferit tot ceea ce am astăzi și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Azi jocri pe trecut, mai și eu cu batea-n vinit. Când am auzit frunză feră de bobnăut, azi jocri pe trecut, mai și eu cu batea-n vinit. Când am auzit, ai stai joc bațos, dă bani de cojoc cu jos. Când dacă-i încălzești, când începi să dropaiești, spune-i ba de jocul, știi că prea strâmați. Ai stai joc bațos, dă bani de cojoc cu jos. Când dacă-i încălzești, când începi să dropaiești, spune-i ba de jocul, știi că prea strâmați. Prea strâng și mă poticnesc. Tipii voia mea și joc cu mult ți-o plăce, așa ca la găinești, cu tu dragă-n ești. Ba din nu m-a hârduca, ochii-n canul mi-o calca. Lasă tipii voia mea și joc cu mult ți-o plăce, așa ca la găinești, cu tu dragă-n ești. Sună sapul și pădurea, s-a strâns la geac toată lumea. Ia ca tocmai la niloc, ochii râd când strâng-a în joc. Ochii râd cu rai parfum, ni drag, dar nu-i spun. Cum să-l las că-i frumos foc și îndată-și faci loc. Ia ca tocmai la niloc, ochii râd când strâng-a în joc. Ochii râd cu rai parfum, ni drag, dar nu-i spun. Știi, ba, de-acum se joacă la monecă și toleacă, bă! Sună scurt, cu babița să mă învârt. Mai fi strigat, badea s-o pus, jocul nou a prins. Zis crepcat pe strună scurt, cu babița să mă învârt. Mai fi strigat, badea s-o pus, jocul nou a prins. S-o aprind jocul flacăi, jucați fiatii și voi. Papii stal, pașo prin geam, gura dulce-ți găbata. Dulceață de merișor, să trăiți cu dor. S-o aprind jocul flacăi, jucați fiatii și voi. Papii stal, pașo prin geam, gura dulce-ți găbata. Dulceață de merișor, să trăiți cu dor. Când e joc, e sabator, sar în pârpoale cu flori, bă. Iar bătrânii li furor și puținii până în zon. Bravo! Iată așa, da. Bună seara, sunt Ziana. Bine ai venit. Bună seara și bine v-am găsit. Mi-au spus colegii mei că ești foarte emoționată, dar nu s-a simțit nimic. Au dreptate, dacă nu s-a simțit e foarte bine. Așa, bun. Să auzim ce spune juriul. Înainte însă de asta am aflat povestea ta. E emoționant, dar un singur lucru vreau să știu, dacă ai iertat-o pe mama. Am iertat-o, da. Bravo. De și bun. Mergi mai departe. Sigur. Doamne ajută. Niculina, te rog. Mahurducaș.
Și îmi plăcu. Cum te rugași tu de Badea să nu te prea hurduce. Doamne, ce-mi plăcu. Nu mă hurduca, nu mă călca pe opinii. Frumos. Un om în viață se construiește frumos atunci când pățește multe. Tocmai de aceea tu ești construit așa de frumos. Că ai pățit multe. Să-i mulțumești Bunului Dumnezeu că ești sănătoasă și că ești așa de talentată și așa de frumoasă. Știi cât ești de frumoasă? Ți-a spus cineva vreodată ce zâmbet frumos nu ai? Prea. Știi cum nu? Se vede de aici? Unde-s băieții, bărbații ăștia ce fac? Jurul nostru, eram sigură că orchestra eu, confirmă, da. Și dirijorul l-a confirmat. Deci, mulțumesc din suflet. Acum dacă zice șefa. Da. Cornelia, te rog. Mi-a plăcut textul. Deci este foarte frumos. Ochii râd, gura-i parfum. Cum se poate mai frumos? Te felicit pentru ceea ce faci. Iar eu admir din tot sufletul meu oamenii care au puterea să ierte. Să ierți e lucru mare. Ești un om puternic atunci când ierți. Din toată inima te felicit. Mulțumesc din suflet. Doamne ajută, Grigore Leșe, vă rog. Ea a ales o melodie să cânte cu orchestra de joc. A fost frumos momentul. Adică vine să te uiți. Știi că muzica asta când te aduni în cazuri, te aduncă o muzică. Când vrei un pic să o schimbi, e foarte potrivită. E nevoie și de muzica asta. Numai să știm când ne oprim din ea. A fost bine. Mulțumim, Eliza Stan, vă rog. Sunt Iana. Eu am întrezărit în tine o viitoare vedetă. Toată scena a fost a ta. Ne-ai cucerit prin tot. Dar eu te rog foarte mult, uite așa pentru sufletul meu, chiar aș vrea să te aud interpretând un fragment dintr-o doină sau o baladă, ce-ți alegi tu, orice. Oi, da, sorilino, rasari tu, când la lucru am pornit tu. Ne-am luat grebla și-o furcă, să strâng fâne, să-nă-ți n-o giuncă. Da, păi am grablat și am grablat-o, până soare-li-o bat-o. Se face pielea de găină. Și m-am așezat la umbră, să ascult miere la cum cântă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu de iar mi s-a făcut pielea de găină. Emoționant. Cred că am fost binevenit în un astfel de moment. Da. Aș fi vrut să cânte toată doina. Mai stăturam. Așa. Mircea Dinescu, vă rog. Frumos. Într-adevăr aici există o armonie foarte plăcută între darurile naturii care au lucrat la ea. Mi-e plăcut să vezi asta la o cântăreață de muzică populară, că ea e o intelectuală deghizată în țărâncuță, așa, știi? Și stă foarte bine. Da, a fost o surpriză foarte plăcută. Da. Mulțumim! Mulțumim foarte mult, Ziana! Succes! Pe mai departe! Doamne ajută să ne vedem în probele următoare! Da. Bravo!